Diferența dintre imagini o face colorizarea. Dar cum ne setăm aparatul pentru a obține un color grading dorit? Salut! Sunt Eduard Carp și de astăzi vă voi arăta cum să vă setați aparatul vostru. Deoarece tot mai mulți colegi mă întreabă ce setări am pe aparat, ce profil de culoare folosesc și ce luturi aplic în timpul color grading-ului, am decis astăzi să vă ajut să vă creați propriul profil de culoare pe un Lumix S1. Însă același proces îl puteți face pe orice aparat. Am aici un Lumix S1 cu 2405F4 de la Panasonic. Pentru unii ar părea că este un body destul de voluminos, pentru alții destul de greu. Însă pentru mine este ideal. După primul eveniment nu am mai dorit să mă despart de el, dar nu despre asta voi vorbi astăzi. Butonând prin meniu, vedem că foarte multe setări sunt pe regimul auto. Cum eu nu obișnuiesc să filmez în auto, vom intra în Q meniu, unde ne vom crea propriul profil. Dar până atunci, vom schimba expoziția din regimul P în regimul M. Este foarte comod pentru ceea ce facem noi. Așa veți putea controla și shutter-ul, și diafragma, și ISO. După ce am setat expunerea din regimul P în M manual, vom alege codecul sau formatul de înregistrare. Eu, spre exemplu, nu filmez niciodată în codecul AVC HD. Filmez doar în MP4 sau MOV. Și vă explic de ce. MP4 sau MOV îmi oferă o gamă mult mai variată de formate de înregistrare și bitrate-ul mult mai mare. De-aia vă recomand și vouă să nu rămâneți pe cel mai simplu format sau codec AVC HD. Astăzi vom trece pe MP4, exact formatul pe care trag eu la evenimente, MP4 4K25P. În cazul în care doriți să trageți 4K în 50P sau 60P, să știți că și în MP4 și în MOV veți avea doar opțiunea 8 biți. Dacă veți dori 10 biți, este posibil pentru un recorder extern. După aceste setări, vom trece la crearea profilului de culoare mult dorit. Mie personal îmi place o imagine un pic spre flat, dar nu în exces. Din toate stilurile foto pe care Panasonic mi le oferă, la evenimente trag doar în CineD sau natural. Astăzi am decis să rămânem pe natural, fiindcă de ceva timp m-a atras și mă atrage tot mai mult. Dar nu rămânem doar cu el. Primul lucru la ce vom atrage atenția este saturația, fiindcă mi se pare un pic exagerată și vom reduce din saturație. Mie personal îmi place la minus 3. Ce ține de contrast, eu iubesc o imagine nu atât de contrastată și voi reduce și din contrast, la fel la minus 3. Am ajuns și la highlight, lucru pe care îi doare pe foarte mulți videografi de la noi. Din cauza că ori nu a fost setat bine aparatul din start, sau nu a expus corect. Voi face un test acum, unde voi coborî highlight-ul la minus 5, să vedem detaliile, cum apar. Și voi urca până la plus 5, să vedeți că este foarte exagerat. Deci nu voi lăsa nici la minus 5, nici la plus 5 și nici la 0. Dar un minus 3 ar fi decent. După cum puteți vedea, în locurile întunecate pierdem foarte multă informație. Din acest motiv, vom ridica din shadow până la plus 3. După cum puteți vedea, apar unele detalii, apar informații. Mie personal nu-mi place o imagine atât de agresivă, să o numesc așa. De-aia voi coborî din sharpness până la minus 2. Noise reduction eu voi lăsa pe 0. Dar în cazul în care îți place o imagine mult mai curată sau un pic plastificată, să o numesc așa, în condițiile în care ai insuficientă lumină, poți să ridici din noise reduction. Nu știu, 2, 3 ar fi maxim suficient. Mie îmi place la 0.
atât a fost pentru astăzi. Însă nu uita să dai like acestui video. Până la următoarea ediție, te aștept cu sugestii și păreri ce ai dori să afli nou.